Asta mai urmează să vedem. Hai altceva să vă întreb deodată, ca să încălzim și publicul nostru. Presupun că după o luare de cuvânt pe care ați avut-o la un post de televiziune, cetățeanul Dodon s-a enervat la culme și v-a numit idiot util. Euro-uniunii, am văzut cum spune tot el. Da. Și acum hai să vorbim un pic despre Dodon. Știți cum? Putem vorbi, putem să discutăm despre și iată, nu, într-un context foarte, foarte concret. Mai multă lume au observat că Republica Moldova se transformă într-o imensă tanțplășeatcă. E un concurs neîncetat, o competiție neîncetată, cine organizează cele mai mari, mai fastoase și mai scumpe concerte. Din punctul meu de vedere, pur personal, cea mai stupidă inițiativă este cea lui Dodon de a-l chema pe Kirkorov la Sadova, la căpșune și miere, și acesta îi va cânta pe gratis, spune Dodon, lucru pe care eu personal, încă o dată, îl pun la îndoială. Kirkorov nu este interpretul de calibrul care să-și permite să vină să cânte pentru o strachină de boș. Așa, deci, să o luăm de la început. Aici este parțial vina mea, deoarece eu le-am ridicat standardele în 2014, când am revenit în țară, cu mai multe concerte mari. Tot timpul, pentru mine, știți cum, după 10 ani lipsiți în Republica Moldova, era o mândrie când vine un artist și spune că suntem prieteni. Cu cineva din ei am stat la gazdă în 2006. Adică când nu avea niciun ban, spre exemplu, dacă vorbim despre interpretul rus Stas Mihailov, cu doamna Sofia Rotarov sunt prieteni din 2004, adică în primul an când eram în Federația Rusă, în jumătate de an am făcut cunoștință cu dumneavoastră și tot au venit. Acum când îi aud pe ei cu prietenii, știți cum? Până la acest moment ei mințau lumea prin sate cu câțiva lautari. După concertele care le-am organizat, eu ați văzut chiar în ziua când am fost scos din alegeri, apropo, tot același Kirkorov, în data de 27 noiembrie 2014, când am fost scos noi ilegal din curs înainte de alegerile parlamentare, tot acest Kirkorov de pe scenă striga „Da здравствует Европа, да здравствует Плохотнюк!” Puteți găsesc pe internet. Și spune că „Мой друг Плохотнюк” și așa mai departe. Cam tot în perioada și în 9 mai l-am văzut odată pe Kirkorov în pantaloni roșii de ăștia, ca într-un film cu Pierre Richard, mă rog, a ieșit omul în pantalon roșu din 9 mai. Unii tot spune că „Мой друг Плохотнюк, я за него” și tot așa. Acum eu văd că deja el a dat Kirkorov o leacă să de mână și lui Dodon. Unii Dodon și unii prieteni, fiți atent. Pe lângă Kirkorov, acum organizează un concert pentru tineret. Unii toți artiști, toți sunt prieteni. Și așa care cântă despre bostani, și așa care cântă despre fetele care nu dorm acasă. Adică toți artiștii am fost prieteni cu Dodon. Cel mai important, ca să știți, inclusiv când este vreo campanie în Federația Rusă, toți artiștii, de la cei mai mici și clar cei mai, să le spunem, din top, toți iau bani. Adică întrebarea mea, adică cum când cântă pentru un partid de la conducere, iau bani? Da, Dodona nostru e o pasăre atât de tare și strălucitoare că pentru dânsul vine gratis. Oricam și trebuie să-i facă el lui Kirkorov ca să-l aducă pe gratis. Adică pentru toți președinții din CSI, să-i spunem, nu vorbim de Europa. Cântă cu bani și pentru Kirkorov, pentru Dodon cântă gratis. Nu, haideți și om fi serios, înțelegeți? Da, că n-ai un artist prieten. Știți cum, oricum, am trecut eu prin asta. Când stau să-mi spunea într-o perioadă, băi, te ajut, dar uite, am 20 de oameni, dar eu vă spun că 20 de oameni, mai refer la mulți. Dar cât l-ați plătit pe Stas Mihailov, domnul Uzatăi? Dar nu a fost tot timpul o cifră fixată, înțelegeți? Că eu aveam o înțelegere, unii, spre exemplu, că 20 de oameni colectivul, mă refer, câteva fete dansează, muzicanți, director, așa mai departe, că vă spun că 20 de oameni să-i aduci, bilete dus întors, mâncare, cazare, au un rider, fiecare ce mănânc și așa mai departe. Și deja era vreo $10,000, $15,000, înțelegeți? Adică muzicanță, nu artistul, adică, ați înțeles, să ridica cifra
Da, până la 15.000 de dolari pot să spun. Adică riderul tehnic să-l spunem. Înțelegeți? Plus la asta scenă, care costă încă atâta. Nu e asta, dar însăși stilul în care o spune Dodon. Înțelegeți cum? Adică tății cântă gratis, el e великий, могучий Dodon. Adică așa mesaj ne dă nou președintele Republicii Moldova. Lăsăm la o parte istoriile. Ba unul i-a chit avionul la forumul din Sankt Petersburg. Asta am vrut să spun. Noi avem acum o altă epopee, se numește Tăt pe degeaba. Avionul care îl duce la Sankt Petersburg e degeaba, odihna în Antalya e degeaba, președinția, sediul președinției, degeaba, iarăși. Bine, dar întrebarea mea, că să terminăm cu Kirkorov, dumneavoastră ați spus chiar și o cifră, ați spus cam cât este acum cota lui Kirkorov. Întrebarea mea este, cine îi plătește totuși acești bani? Bine, nu Dodon, dar poate Dodon. Nu, ascultat, aici eu chiar nu pot. Că îi dă plăhătniu, că achit cineva din oameni de afaceri din Federația Rusă. Adică eu aici nu cunosc și nu-mi place, spun că nu cunosc. Adică cineva e achit clar, înțelegeți? Că altfel nu poate fi, înțelegeți? Plus, haideți vorbim încă o dată. Pe toate pozele la domnul Plăhătniu, că e Basков, Kirkorov, Laima Vaicule, și ăsta, a fost de câteva ori Маликов, dacă nu greșesc. Маликов a fost la mine odată, l-am văzut după asta la post, Plăhătniu, zic, las că-i mai din acolo, să n-am pierdut vorbe. Dar aici este evident, când îmi povesteau artiștii cum mergea Dodon, este un concurs, să-i spunem, concurs anului în Federația Rusă, Золотой Грамофон. Ab Dodon a intrat, par s-a fotografiat cu toți artiștii. Eu, spre exemplu, hai îmblam și eu mă pupam, drept cu fetele, cu bărbații, n-am avut treabă. Știți cum în camerele astea îți pregătesc artiștii înainte de a ieși pe scenă. Dar Dodon, 3 ore, în loc de se duci, adună 1.200 de moldoveni, întreabă, care-s problemele cu poliția, cu permisurile de lucru, adică 6-3 ceasuri cu artiștii ăsta, și pupatul ăsta lor, el tot îi... Eu vă spun că eu am studiat mai multe lucruri, având de acest an jumate în Federația Rusă, Plăhătniuc a făcut greșeală că mi-a creat prea mult timp liber și eu de-am îndevenit și anchetător și am grijă și de curcanașul personal a tovarășului Plăhătniuc, vorbesc despre Dodon. Și înțelegeți ceea ce fac ei, cum pătrund ei la oameni. Iată, uitați-vă, încă un caz vă spun eu că Kirkorov s-o odihnește. La vremea ca pe vici președintele pe Seremie Bătrânce, ați văzut, ia că ies în Macuză, usatăi, s-au vândut la Euro-Unioniști, le-am dus patroane, le-am dus nu știu ce. Adică, eu gata, eu sunt pericolul și Republica Moldova dispare din cauza mea. Au mai băgat articole în Federația Rusă că de-am țări de-a scrie că Partidul Socialist la parlamentari va pierde din cauza lui Usate. Eu am făcut concerte, le-am dat planca, dar eu știți cum, adică eu am cântat toată viața și nu mă rășinez de lucrul ăsta, știți cum, adică mi-a plăcut, am cântat. Cândva cântam singur, pe urmă cu niște fete mai tinerele, mai frumușele și tot așa. Dar azi când iese Dodon, vă dați seama că nu a fost Grigorie Leps. De ce l-a dus pe Leps? Că să arăte la oameni chiar că vine la Usate și amă vin la mine. Ab Dodon a stat, a învățat 3 zile în cântec, pe urmă l-a pus în viață pe bătrânci, tot nu s-a prinit. Adică vroie să iasă și Dodon și bă, narodne, stragul o cântare. Până la urmă i-a dus spui o poezie, dar Dodon cu poezie nu era de acord să nu-ți facă de râs. Adică trebuia nimijlocit scânte. Aveți dreptate, poate scânte azi cu Kirkorov, cu Laima Vaicule. Azi poate Dodon s-o aduc pe Madonna împreună cu Jennifer Lopez. Nu îi ajută, înțelegeți? Aveți drept, după pe exact tot ce spuneau, nu mai lucrează. La Leps, artistul la care când eu ieșem, la Mihailov, Sofia Rotaru, ieșeau câte 100.000 de oameni în Chișinău, Dodon a avut 10.000 de oameni în Chișinău. Că este încă important cine îl cheamă. Când te uiți la Dodon, mai ales cum îl arată mult televiziuni de aproape și vezi Șoricu, după asta să te duci la el la concert să-l vezi, mulți oameni nu merg din cauza asta. Domnule Usate, dar de ce credeți că Dodon v-a atacat atât de virulent acum? Simte că aceste critici care le vocalizați în ultimul timp sunt un pericol real pentru el, pentru partidul lui? Da, Dodon a scris la Moscova, după primul tur, vă spun eu, o scrisoare de-a lui Dodon. A spun în rus, nu vă supărați că așa am memorizat-o mai bine. Deci,
уважаемые друзья, в Бельцах с огромным отрывом от евроунионистов наш кандидат набрал 42%. В Бельцах победил Николай Григоришин. Пункт. Адика елопокус сваря наша мод. К Николай Григоришин корек штигат лабелс. Обмай на вину я лудодон. Анцелеческая кума фицатенс. Кум спун юнусен дякорт квачаста. Денумире дарму спун. Я кабел суду по ГГУ же еще мой прорус прорус региуне. Ну раз так я региуне республика мол. Я касан ГГУ же жду пастая белс. Уйтац вовем белсу. Урашку муц и спун прорус. Ну, здякорт. Я ему не такого птец фурмушел нам о вот проблеме. Ни в куть стенга, ни в кудрята, ирам, примар, латет луна. Акума слава дому и Григоришну. Позли, а покут позли. Уйтац ватент лазяру сочалишку рын компания электоралы. Шиде до донку Лукашенко, лэнгэ Ваня Чубануш, Александру Усатый, типу кочела шну Микал, дефамили Каламинин был. Ши тот пекол и раз саммиту, че саи до дон Путин же Мадипарь. Вода сама. Белцу требуя, кум тот аж асахтептат, ши, ё кредка, ши думня властри дина че студиов. Тец штиев кусаты кредкарю. Рейтинг даду пототы батаев, ку Лукашенко дендропарти, ку Путин диналта. До дони требуя сайбы, кум спунил, мул 30-35, а декаратуру дой. Анцелезис, мул спунял, каари май мул каной. А кумам демонстратка позали, ну май лукряза, вика платит до дон, я кому сдучила футбол. Mai face două poze cu Putin, îl mai prinde poate undeva lângă bucătărie pe coridor, mai face vă două cu dânsul. Cine ați prinde el acolo? Cam așa a lucrat în Sankt Petersburg. El să povestească la oameni de ce Putin l-a fugărit la forumul din Peter, Sankt Petersburg. Acum ultimul. Ia că asta Dodo nu povestește la NTV. El povestește despre борьба с евроунионистами, усатый проголосовал против государственника. Cine e государственник? Додон? А потом еще Майя Лагота и королева Великобритании, так и Додон и государственник ланой. Gata. Întoarcem fila. S-a terminat cu alegerile locale. Începem să ne pregătim foarte serios pentru toamnă, pentru alegerile parlamentare. Cum vedeți, m-ar interesa cum vedeți situația și dumneavoastră, cum se va crea acest tablou electoral? Deocamdată ce am auzit, doar platforma Da și cu PAS și probabil PLDM au declarat că vor continua să conlucreze în cadrul aceluiași bloc. Domnule Usati, să aud mai întâi părerea dumneavoastră. Cum vedeți situația? Ce aveți de gând să faceți? Știți cum? Este, cum ați spus dumneavoastră, ideea creierii unui bloc, centru dreapta, платформа Да, ПАС, УШИ, ПЕЛЕДИМИЛ. И дай Дунезеу Сантати. Стынга, черт, стынга, я роман Орфан. Владимир Николаевич, сейчас факт по нынтуамну, ну, что, Марифер Лаворонин, куда Дон и Клар, я после мерк на Инти, фэр геополитика, кум шам факут, они катен, кто тим был амфост, акузат, педрум, кусатый, проект Куйван, потреба, cetățenilor împotriva vectorului european. Eu o să merg înainte, eu las lămurească acele trei partide numite de dumneavoastră cu PD, cu Plahotniuc, dar Dodon eu ne las nie în exclusivitate. Știți cum? Eu în primul rând l-am făcut, am o responsabilitate față de cetățeni pentru turul 2 la alegerile prezidențiale și Dodon trebuie să-l întorc la locul lui unde trebuie stăi. Până atunci că Vlad îi ține ascunsă Plahotniuc cu unele dosare penale. O parte, eu le știu, am discutat și într-o zi eu să ies aparte, cu business-urile lui Dodon. Vreau să-i spun lui Igor Nicolaev că acelea mii de tone din carne care au trecut cumva legate de biserică în Belarusia sunt în vizorul meu non-stop, 24 din 24 de ori, iar e tema la o emisiune separată, dacă asta mi-aș povesti. Omul câștigă peste 2 milioane de euro, știți cum, adică e trădător. De asta eu am Belțu, Păleștiu, Dondușeni, Drochea, Ocnița, Briceni, unii Dodonă, mă, v-ați fac și concerte, cheltui bani imen, unii mai minte, au promis bani pe la 50 de biserici, 150 de biserici, au ajuns banii numai la 10, dar la televizorul arătat că a dat la altele. Nu-i socot banii. Las fac ce vrea. Pentru mine este important să răspund în fața cetățenilor pentru toate măgările care le-a făcut
că separat, că împreună cu PD-ul. Asta e situația. Și eu sunt sigur, știți cum? Cel mai important pentru mine, ceea ce mi-am pus în plan, când mi-am dat demisia în Bălți. Când toți spuneau, Usatui a murit, partidul a murit înaintea lui Usatui. Am arătat la toți că noi la Bălți nu am câștigat, dar la Bălți am făcut farș din socialiști că aveau unicul candidat comun cu PD-ul. Înțelegeți? Adică și demonstrează lumea că am înțeles și a să fie la parlamentare. Înțeleg că o să fim iar atacați mai mult. Dodon face tot ce vrea. Fenar spune el. Eu răspund pentru fiecare cuvânt care îl spun. Dodon încearcă să o facă în glumă. Cusatui, balabol, mișinos, nu spune adevărul. Eu tot timpul am spus adevărul și-l spun toată viața mea. Știți cum? Dodon am încearcă să crească cu Kirkorov, dar eu am crescut, da, fiind copil sovietic, cu Muslim Magomaev. Asta este omul care pentru mine e artistul artiștilor. Cred că dumneavoastră, eu sunt sigur că în tineret încă cunoșteți. Și astăzi Dodon o să fie pedepsit dur. Noi o să avem mobilizare totală. Toată lumea a înțeles posibilitățile care le avem.